Nostru, da. Este concursul ce ne-a făcut celebri pe internet. Este importat de peste mări și peste țări și respectiv oceane. Se numește Am-Nam, da. Eu pun o întrebare, tu poți să ai două răspunsuri la ea. Și arăt așa sau așa, așa? Arăți așa sau așa, către cameră, fără să-ți obturezi fața. Bine. În funcție de sinceritatea ce te marchează în acest moment. Am-Nam uitat numele celei cu care am ieșit la întâlnire. Cu care am ieșit la întâlnire când? De-a lungul timpului. De-a lungul timpului. Niciodată? Nu. Știa exact cum o cheamă? Da. Ne-ai zis, Pisi, drăgu, asta iubi, numai pentru că ai uitat bine. Foarte sincer, n-am mințit în interviuri în presă. Dacă vrei, poți să dau și completări. N-ai mințit niciodată? Nu, pentru ce? Nu știu, mă gândeam. Nu. Noi mințim puternic, bun. N-am scăpat de amenzi în trafic pentru că sunt celebru. Am scăpat de amenzi în trafic pentru că sunt celebru, da. Dar nu putem să spunem numele agentului. Nu. N-am privit filme pentru adulți cu partenera. Știu că socrii mei se uită la emisiune, deci... N-am mințit pentru a proteja aventurile altora. Mamă, ce bun a fost asta... Te rog, do it to me one more time. N-am mințit pentru a proteja aventurile altora. Atâția ani de din dragoste. Fii atent, n-am spus despre un bebeluș că e drăguț, când de fapt nu era chiar așa drăguț. Nu, ieșeam din cameră, nu. Vedeam de treabă. Vedeam telefon, nu. N-am furat ceva dintr-o cameră de hotel. Nu. Bine, prosoape, căni, argintărie, se pun și astea? Da. Bine, da. Normal. Prosoape, halat, da, se pun, da. Se pune geamul, tablou, adică alea știa, se pun, da, bine. N-am plâns la filme. Da. La ce film, ultima dată? Măi, există... există un film... care este uluitor de emoționant, este foarte, foarte puternic, se numește I Am Sam, în care Sean Penn joacă rolul unui tată handicapat, care crește o fetiță, fetița lui normală, și statul vrea să-i o ia, pe principiu că tu nu poți să ai grijă de fata ta pentru că tu stai mai prost cu capul. Numai că cum joacă Sean Penn este extraordinar, dar îți arată ce... Sunt acolo niște mecanisme ale sufletului care nu se pot descrie. I Am Sam, cu Sean Penn. Ăsta este filmul. Da, ăsta e filmul. Revenim la N-am cu Mircea Radu. Doamnelor, domnilor, Mircea, N-am făcut baie gol în mare. Da. Da. Acum nu se mai uită socrii. Nu se mai uită socrii pentru că pe vremea aia n-aveam socrii, înțelegi? Așa am înțeles. Da. N-am fost agățat de o persoană de același sex. Nu cred că prezint interes, adică nu... Crezi? Nu, serios. Modestule. Nu. Să recunosc între ei, să știi asta. N-am să închide socrii lui Mircea. Aoleo! Că nu pot să mă desfășurez. A pus și presiune pe mine. N-am făcut dragoste într-o piscină. N-am jucat poker pe dezbrăcate. N-am dat numărul de telefon greșit în mod intenționat. Femeie sau bărbat? Tipe. Da. Multe? Când ai de unde să... Este și normal. Alții amărâții, da. Asta zic. N-am returnat un cadou primit. Stai un pic. Vine cineva, îmi dă un cadou care fie nu-mi place, fie n-am nevoie și sunt sigur că niciodată nu am nevoie, nu? Da. Dar nu neapărat să-l dau lui, dar pot să-l fac eu cadou la mai rândul departe, meu, așa? Da. It's a giver. Bravo, da. Bravo. Da. N-am spionat pe cineva, stocărit pe cineva. N-am fost surprins făcând dragoste. Acum, stai puțin, de unde se știe? Nu de socrii.
Da. Nu am înțeles. Ok, am înțeles. Am înțeles, dar, nu știu, habar n-am. Habana, pe dacă bune, ai fost surprins făcând dragoste? A surprins, dacă urmărit. Fost, nu, dacă urmărit, ai fost surprins făcând dragoste. Adică nu, credeam că urmărit. Da, am crezut că tu faci dragoste în stare comatoasă. Da, da. N-am fost pe o plajă de nudiști. Băi, ăsta se poate bea? E al cuiva? Da. E al lui Dani și nu e bine întotdeauna să bei după Dani. N-am fost pe o plajă... Pe o plajă de nudiști. Nu, n-am. N-am avut relații de o noapte. Come on, cum? Socrii se uită cu un singur ochi. Ultima întrebare, care nu este pe generic, pe burtieră, nici măcar în fișa mea, și la care te rog să răspunzi sincer, folosind acest ultima întrebare este: n-am făcut vreodată dragoste gândindu-mă la Răzvan, Dani sau Flavia? Oh, bineînțeles! Aseară, de exemplu, știind că vin la voi. Sper că s-a gândit la mine. Mircea Radu, e Românie. Mâine seară, mulțumesc la Antena 1, 21:15. Pauză, ne întoarcem.